mai puțin mă deranjează băltoaca asta, cât mă înfioară eforturile de a tăia pietrele astea artificiale făcute din beton, de a le tăia ca să pui bordură, când bordura putea fi desenată așa cu o bandă. Uitați-vă, fiecare dală din asta, fiecare a doua au fost tăiată în jumătate. O grămadă de energie. Acum? Electrică, cel mai probabil. Bani aruncați în vânt pentru moftul de a pune bordura asta fără nicio utilitate practică. Nici ca biciclist, nici ca pieton, nimic nu te împiedică să depășești granița asta desenată de ei. Și partea cealaltă tot așa. Deci absolut idiot. Putea pur și simplu să deseneze niște dungi, eventual să deseneze pista cu verde, dar nu cred că e necesar, că opțiaua asta o face mai lunecoasă pista. Dar pentru ce au trebuit să pună bordura asta îngropată aici, să taie fiecare piatră, asta să ne explice proiectanții și executanții. Noi, ecologiștii, punem întrebări și ne revoltăm.